Doamnelor, domnilor, bun găsit la Observatorul Local. Sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante titluri ale acestui jurnal. Soția milionarului bătut în propria casă este în continuare în stare gravă la Spitalul Universitar din Capitală. Între timp, polițiștii continuă ancheta și sunt luate în calcul toate variantele posibile, inclusiv că totul să fi fost pus la cale chiar de către milionar. Mai multe imediat la Observator. Mai mulți organizatori de concursuri școlare au fost vizitați marți dimineața demascați. Percheziții au fost în mai multe județe, detalii în doar câteva minute. S-a dat startul Zilelor Piteștiului. Ediția din acest an, a 23-a la număr, va marca 627 de ani de la prima atestare documentară a Piteștiului. Care este programul evenimentelor, vă spunem la știri. Soția milionarului bătut în propria casă este în continuare în stare gravă la Spitalul Universitar din Capitală. Ovidiu Cristescu a fost externat pe propria semnătură și a plecat la București la soția lui, care ar putea fi operată în aceste zile. Între timp, polițiștii continuă ancheta și sunt luate în calcul toate variantele posibile, inclusiv ca totul să fi fost pus la cale chiar de către milionar. Camelia Cristescu este în comă la Spitalul Universitar din Capitală. Starea de sănătate a femeii este în continuare foarte gravă. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele ei de supraviețuire. Ovidiu Cristescu, soțul femeii, s-a externat din Spitalul Județean Argeș pe propria semnătură și a plecat la București. Între timp, ancheta continuă. Este destul de dificil, având în vedere că cel care a intrat în casa milionarilor a purtat o șapcă și s-a ferit de camerele de supraveghere. Acest lucru i-a pus pe gânduri pe oamenii legii, care au concluzionat că individul cunoștea locuința, dar și zonele în care erau amplasate camerele. Tocmai de aceea se ia în calcul și varianta ca cel care a intrat în casă să fie vreun fost angajat al soților milionari. De altfel, o altă variantă vehiculată este aceea ca soțul să fi pus totul la cale pentru a scăpa de soție. Oricum, ancheta este în desfășurare. Cert este că agresorul este și acum în libertate și este căutat de forțele de ordine din întreg județul. Mai mulți organizatori de concursuri școlare au primit marți dimineața vizita mascaților. Mai exact, 80 de percheziții au avut loc pe raza mai multor județe într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani privind desfășurarea unor concursuri. 48 de mandate pentru aducere la audiere au fost întocmite în acest dosar. Conform acestuia, cei 48 de suspecți și-au însușit în mod fraudulos o parte din taxele de înscriere percepute de la elevi pentru desfășurarea concursurilor școlare. Bănuită este Asociația Arhimede, care aparent și-a făcut un obicei din organizarea unor asemenea concursuri cu sprijinul mai multor profesori din țară, care la rândul lor ar fi fost răsplătiți pentru ajutorul oferit. La perchezițiile ce au avut loc în București, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău au luat parte peste 200 de polițiști. De asemenea, au apărut informații conform cărora și în Argeș au avut loc percheziții. Prejudiciul estimat depășește 3 milioane de euro. Informațiile au fost infirmate rapid de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș. În urma materialelor de presă apărute în mass media națională în data de 19 mai 2015 cu privire la descinderi, percheziții ale organelor abilitate ale statului în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Argeș, vă comunicăm că până la ora transmiterii acestui comunicat nu s-au efectuat asemenea controle în nicio unitate de învățământ preuniversitar din județul nostru. Se anunță într-un comunicat remis chiar de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș. S-a dat startul Zilelor Piteștiului. Ediția din acest an, a 23-a la număr, va marca 627 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Pitești și va cinsti patronii spirituali ai municipiului, Sfinții Împărați Constantin și Elena. De asemenea, se vor desfășura și acțiuni sportive, concerte și premieri. Zilele orașului se vor încheia la 25 mai. Zilele municipiului Pitești au început, iar oficialitățile locale le oferă piteștenilor și nu numai o agendă plină cu evenimente care vor avea loc în perioada 15-23 mai. Printre aceste acțiuni s-a numărat și concursul național de dans sportiv, Dansul Florilor, un campionat național de atletism, dar și un concurs de educație rutieră. Așadar, cei 627 de ani de la prima atestare documentară vor fi marcați, așa cum au fost obișnuiți piteștenii în fiecare an, cu evenimente pentru toate gusturile și toate vârstele. Pe lângă concursul de mis organizat în premieră anul acesta de Zilele Piteștiului, pe lângă festivități de premiere, concursuri și evenimente sportive, vineri 22 mai va avea loc și un concert extraordinar, susținut de Filarmonica Pitești, cu ocazia împlinirii a 8 ani de existență, fiind de altfel un lucru inedit pentru evenimentele din acest an. Sâmbătă va fi o seară specială și asta pentru că oamenii sunt invitați să se distreze, așa cum știu ei să o facă mai bine. Este vorba despre concertul din piața primăriei, unde vor urca pe scenă soliștii trupelor Proconsul și DJ Project.
Dublă sărbătoare la Mioveni s-a redeschis pentru public Cula Racovița și când se putea redeschide dacă nu în ziua când profesorul Constantin Năstase împlinea 100 de ani. Așa că, alături de autoritățile locale și județene, de academicieni și oameni de cultură, evenimentul a fost marcat în Cartea de Istorie Culturală a județului Argeș. Se conferă diploma de excelență domnului profesor Constantin Năstase și titlul de senior al Universului Științei pentru reținerea temerară a școlii, a științei, a țării, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Semnează președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, general rezervă, profesor universitar, dr. Vasile Cândea. Îi confer acest titlu domnului profesor. Aceasta este medalia și insigna aceasta de aur de academician o primește și domnul profesor Năstase. Domnule profesor, este atât la voastră. Nici nu se putea începe altfel evenimentul decât cu acordarea diplomelor de excelență și a medaliilor pentru profesorul Constantin Năstase. Și nu au fost singurele distincții acordate. Autoritățile locale au ținut să-l premieze pe fondatorul Muzeului Etnografic pentru întreaga activitate, dar și pentru contribuția neprețuită adusă culturii și tradiției românești. Semn de recunoștință pentru neobosită activitate depusă în slujba comunității și a protejării patrimoniului cultural național. Și ca să-și aducă aminte de activitatea desfășurată în ultimii 50 de ani, vreau să îi mulțumesc, în primul rând, cetățeanului de onoare, Constantin Năstase, în primul rând că și-a dedicat viața acestui frumos obiect de activitate, acestui trecut al argeșenilor, al românilor. În primul rând vreau să îi mulțumesc pentru că a acceptat, după discuții îndelungate, să doneze orașului Mioveni munca dumnealui și, în al doilea rând, a acceptat să fim astăzi la un eveniment jubilier. Iată cum, de-a lungul timpului, ne-am păstrat această strânsă legătură. Domnul profesor Năstase a continuat să acumuleze noi și noi bogății patrimoniale. În momentul de față, colecția pe care a donat-o orașului Mioveni, numărând peste 1200 de piese din toate categoriile de cu valoare etnografică. Evenimentul a făcut parte din momentele dedicate de autoritățile județene și locale Zilei Internaționale a Muzeelor. Vești bune pentru piteșteni, având în vedere că mercurul în termometre se apropie din ce în ce mai mult de 30 de grade Celsius, iar canicula își va face simțită prezența, autoritățile din Pitești au luat decizia de a deschide până la finalul lunii bazele de agrement. Pentru că temperaturile o permit și vremea se pare că se va menține în continuare frumoasă și caldă, autoritățile locale au decis să deschidă în curând bazele de agrement în aer liber din oraș. Cel mai probabil, weekendul prelungit vineri, 29 mai, luni, 1 iunie, în condițiile în care 1 iunie este a doua zi de Rusalii, zile lucrătoare, va fi primul weekend în care în acest an piteștenii se vor putea bălăci în bazinele descoperite, respectiv la baza din Trivale, cea din Tudor Vladimirescu și, bineînțeles, Costache Negri, de lângă bazinul olimpic. În perioada imediat următoare vor începe și licitațiile pentru ocuparea spațiilor din cadrul celor trei baze de agrement, spații care vor fi destinate teraselor de alimentație publică. Conform oficialităților, programul de funcționare al bazinelor va fi de 7 zile din 7 pe toată durata sezonului estival. Premieră pentru Antena 1 Pitești, poetul Constantin Mândruță și-a lansat o nouă carte în direct la emisiunea matinală Anteneața. Calendarul sufletului meu este un volum care face parte dintr-o colecție pe care scriitorul dorește să o publice până în vara anului viitor. Prima carte, dedicată anotimpului toamna, a văzut lumina tiparului în urmă cu o lună și, având în vedere cererea foarte mare, poetul a rămas deja fără volume. Această carte pe care ați scos-o acum nu este o simplă carte, este mai mult, dacă vreți, un calendar, nu? Chiar este un calendar. Da.
chiar se numește Calendarul Sufletului Meu și este pe zile. Vorbiți-ne dumneavoastră, de ce ați făcut această carte ca un deci, calendar? Distihul Calendarul Sufletului Meu este dictat de Dumnezeu. Urmă va fi o colecție formată din cele patru anotimpuri ale anului. Și dacă am început cu toamna, iar nu e vina mea, că la 1 septembrie este noul an bisericesc. Aș putea fi perceput ca spunând o răutate. Eu dau vina pe Dumnezeu. Dumnezeu a început să-mi dicteze odată cu toamna, de la 1 septembrie. Anul nou bisericesc, bine ai venit, cu îngeri însoțind zilele tale, nou început pe o aceeași cale, cu sufletul rămas neprihănit, ia Domnului și are deal și vale, și cât un munte este de suit, an nou bisericesc, bine ai venit, cu îngeri însoțind zilele tale, cu ruga ce îndeamnă la iubit, în inimă se stinge orice jale, privirile între noi nu mai sunt goale, și zilele au numai răsărit, an nou bisericesc, bine ai venit. Lansarea o fac aici, la dumneavoastră. Da, nu cred că va suporta o altă instituție de cultură o lansare. Mușcelul Câmpu Lung a pierdut partida jucată sâmbătă cu cei de la Chindia Târgoviște cu 2-1 și și-a complicat și mai mult situația în clasament. Mușcelenii au acum nevoie de victorii în ultimele două etape pentru a juca și în sezonul viitor în Liga 3-a. Partida cu echipa din Târgoviște a fost una cu mulți nervi, debutul jocului fiind unul perfect pentru gazde. Angelina a deschis scorul pentru gazde, acesta reușind să marcheze în minutul 5 al duelului. După aceea au și început fazele dubioase. Dâmbovițenii au egalat în minutul 22 prin golul lui Cherchez la o fază la care s-a solicitat un hands. Nebunia fanilor echipei gazdă a atins cote maxime în minutul 48, atunci când Popa a marcat pentru Chindia după o fază la care gazdele au cerut offside. Mușcelul a pierdut cu scorul de 2-1 și a ajuns la egalitate cu echipa de pe primul loc retrogradabil, CS Vișina 9. Elevii lui Alexandru Popovici au nevoie acum de două victorii în ultimele două etape în deplasare cu CS Podar și acasă în ultima etapă cu Titu. Universitarele de atletism s-au desfășurat după 10 de ani la Pitești, iar la final se trag și concluziile. Organizatoric ne-am prezentat bine. Era loc și de mai bine vorbind de rezultate, spune Liliana Mihăilescu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Pitești. Campionatele naționale universitare de atletism s-au încheiat cu victoria gazdelor. Detașat, atleții Universității din Pitești au învins adversarii în final și din punct de vedere organizatoric, întrecerea a fost o reușită, mai ales că s-a desfășurat în același timp cu trofeul Cupa Argeșului. O competiție reușită din punct de vedere organizatoric, o competiție care a avut un spirit de emulație și de fair play. În partea sportivă, concursul universitar putea mult mai mult, mai ales că atât din punctul de vedere al prezențelor, cât și al rezultatelor, era loc și de mai bine. Ne-am fi dorit mai mulți participanți, ne-am fi dorit performanțe mai valoroase, dar eforturile Federației Sportului Școlar și Universitar le-aș sublinia. E prima oară când sunt trofeele puse în joc de federație, medalii, diplome, tricouri de campioni pentru toate ramurile de sport și cred că ușor, ușor revine sportul universitar acolo unde trebuie. Cupa primăverii de la Izvorani a adus numeroase medalii pentru notătorii argeșeni. De la CSM Pitești, spre exemplu, s-a remarcat Ana Olteanu. Concursul a fost astfel unul reușit pentru sportivii din Argeș. Comportare foarte bună pentru notătorii argeșeni la Cupa Primăverii, concurs ce a avut loc în Izvorani. Aici, antrenorul Viorel Ciobanu a avut sportivi atât de la Pitești cât și de la Mioveni. Piteștenii au fost cei care au obținut numeroase medalii. O competiție puternică, Cupa Primăverii de la București, unde a luat startul foarte mult sportiv de calibru mare. Mă refer la campionii naționale ai anumitor vârste. De la noi am avut deplasați 6 sportivi, între care 4 dintre ei au grabă podium și am avut un număr de
12 medalii. Dintre sportivii de la CSM Pitești, Ana Olteanu a fost una dintre remarcatele concursului și notătorii lui Viorel Ciobanu de la Mioveni a urcat pe podiumul de premiere la Cupa Primăverii. De Ria de Mioveni vă pot spune că am deplasat 18 sportivi, am obținut 4 medalii care nesperate pot spune, pentru că această competiție, după cum spuneam, a luat statul unui sportiv de foarte puternic și pretenții la această competiție a fost foarte ridicate. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Sunt Simona Pomazan. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere!